Ceasul este 10 împărțit la 50, iar în continuare mă aflu la viaductul 2 dinspre Silhoasa, care se poate observa, tocmai a început să ningă. Acesta este tunelul 2, care duce către viaductul Larion cel mai mare. A început să bată vântul. În partea respectivă, uleiul s-a aburit. Se pare că a venit iarna. Eu voi încerca să știu obiectivul puțin. În partea cealaltă se vede, dacă se mai vede. Se vede cealaltă porțiune de cale ferată. Se poate observa catenara. De acolo va trebui să vină interregiul 1833, Iași-Timișoara Nord. Și după care va trebui să treacă pe aici. Zona este superbă.